sfârșit, vampirașilor! Eu, evoluția titanului boxă cu armură din Schibiditoile Multivers, am venit și sunt gata să opresc apocalipsa schibiditoiletelor! Uitați ce armură mi-a făcut domnul mutant de știință din baza SCP! Ce spuneți, vampirașilor, vă place? Mamă, 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 vedeți, vampirașilor, sunt cel mai inteligent motan din lume. Eu singur am creat această armură pentru titanul boxă. Așa că, vampirașilor, să-l apăsați pe butonul de like dacă vă place de noul titan boxă evoluat și să lăsați comentarii dacă doriți să-l mai vedeți pe titanul boxă evoluat cu armură din multivers în videoclipuri. Să lăsați în comentarii. Mamă, uite cât de puternic este. Mamă, mamă, mamă. Mulțumesc mult, domnule motan de știință din baza SCP! Cu această nouă armură voi fi cel mai puternic titan din lume, iar schimbit toaletele nu vor putea să distrugă această armură! Bine, ai revenit, fratele meu, titanule boxă! Uite ce puternici suntem acum amândoi! Nu-mi vine să cred cât de mult am evoluat amândoi împreună! Exact, fratele meu, titanule suprem cameraman! Amândoi eram foarte slab la început, dar uită-te la noi cât am reușit să evoluăm datorită domnului motan de știință din baza SCP! Bravo, domnule motan! Aici toți titanii evoluează și mă simt foarte puternic! Haha, mulțumesc foarte mult! Știam că mă descurc, vedeți, vampirașilor? Nu fac eu numai invenții care se strică. Vă prezint aici titanul boxă cu armură evoluată din multivers. Cu siguranță titanul ăsta va fi foarte benefic lui Dracula. Poate așa va folosi sabia din ce în ce mai puțin. Oricum, vampirașilor, am văzut în Dracula o schimbare în bine. Probabil nu este așa rău să folosească sabia. Învață și el să o folosească, vă dați seama. Ce părere aveți, brigada circarilor din Ohio? Vă place de noul titan boxă cu armură? Wow, deci wow! Cât de șmecher arată noul titan boxă evoluat! Ce fericită sunt că a venit la noi în G-Mod, tocmai din multivers! Noroc de tine, domnule motan de știință, că ai creat așa o armură puternică! Da, da! Eu, doamna Pomni, din brigada circarilor din Ohio, cum să-ți spun eu, sunt foarte impresionantă și eu de obicei nu prea sunt impresionantă de chestii, dar asta e deja wow! Bravo, domnule motan de știință din baza SCP, meriți un mare like! Sunt și eu fericit că mai cred și eu câte ceva super șmecher și stați să vedeți, vampirașilor, zilele astea câte caractere noi voi mai crea aici în baza SCP. Gata cu vorbăraia, vreau să mergem să ne batem cu schibidii toaletele. Ați văzut, acum noul șef a apocalipsei schibidii toaletelor multivers este schibosul schibidii toaletă care nu vede. Pe el trebuie să-l distrugem ca să putem să-l salvăm pe Juan și pe Dracula Junior. Exact, fratele meu, și eu mă gândeam la asta. Trebuie să mergem să-l trezim pe Dracula și pe domnul motan și să mergem. Mereu bătaie, mereu bătaie. După ce o să distrugem schibii de apocalipsa, să știți că o să plec într-o excursie frumoasă undeva departe. Dar bine, până atunci v-ați dus să distrugem apocalipsa. Haide să mergem să-l trezim pe Dracula și domnul motan și să facem un super plan ca să-l distrugem pe bossul schibii de toaleta care nu vede. Dacă nu reușim să-l distrugem, vampirașilor, n-avem cum să distrugem schibii de apocalipsa multivers și să-l salvăm pe Juan și pe Dracula Junior. Mă întreb oare ei ce mai fac? Sper că sunt bine. Nu cred că sunt bine. Trebuie să mergem să-i salvăm. Haide, treziți-l pe Draculas și domnul motan. Draculas să ia artefactul magic din pădurea înghețată din România și să mergem să ne batem. Vă rog să aveți grijă să nu folosească Draculas prea mult artefactul magic din pădurea înghețată din România. Da, doamna păpușă din brigada circarilor din Ohio, îți promit eu că voi avea grijă de Draculas. Haide să facem un super plan, să vedem cum putem câștiga bătălia de astăzi împotriva schimbii toaletelor multivers. Am auzit că cu cât apocalipsa durează mai mult, cu atât mai multe schimbii toalete puternice vor ieși din acele portaluri. Am auzit că o să vină și niște schimbii toalete clowni. Îmi este frică de clowni. Oh, nu, trebuie să avem mare grijă.
Da. Cu cât schimbi de apocalipsa toaletelor multivers vampirașilor durează mai mult, cu atâta vor apărea mai multe schimbi de toalete puternice, așa că probabil Draculas chiar trebuie să folosească acel artefact magic. Problema este că ce se va întâmpla cu Draculas? Cât folosește mai mult artefactul magic, ați văzut că nebunește din ce în ce mai tare. Bun, hai să facem un plan și când se trezește Draculas să mergem să ne batem. Haideți! Mamă, ce bine dor. Trezirea! Trezirea, Dracula! Trezirea! Haida, la sport, haida! De 10 ori alerg pe banda asta, nu mai pot. Nu-i pornit, dar alerg pe loc. Tu știi ce înseamnă asta? Ce sport! Cred pentru 50 de persoane. Ia-te pe bicicletă! Rângadângadângadam, dângadângadângadam, vrum, 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 vrum. Bă, ce bici... Treci la sport, hai da! Ce spor, bă, lasă-mă, bă, să dorm în pace, ce spor vrei, bă, au! Bă, vampirașilor, uitați ce nebun e domnul Motan cu sportul, lasă-mă, bă, m-a trezit. Vină cu acei! Aoleu, ce vrei să fac? Pune haltera în mână, în dinți, în dinți ia haltera! Acum ridic-o, de 100 de ori! Nu mai pot, am ridicat odată. Vai de capul, vai de capul. Bă, lasă-mă, bă, că mi s-a făcut o foame, vreau să mănânc de aici niște McDonald's de ăsta. Nu, bă! N-ai voie să mănânci, n-ai voie să mănânci. Stai puțin. Stai puțin, domnule Motan, vreau să te întreb ceva. Unde este artefactul magic din pădurea înghețată din România? Că, uite, aici era, subiuța. Unde-i? Păi, hai să-ți explic. M-am trezit dimineață și de ce crezi că făceam sport? Pentru că m-am trezit că auzeam sunete. Ghici, era Sabia și îmi spunea: domnule Motan, antrenează-te, că vreau să mănânc sufletii, wow, wow, wow. Și am zis că, hopa, vorbește Sabia cu mine. Ori sunt bătut în cap, ori sunt nebun. Și am început să alerg, să mă antrenez. Că poate iau Sabia mână și încep să mănânc sufletii. Și ce cu mine? Încep să nebunesc. Bă, unde-i sabia mea? Dă-mi sabia! Ce-ai făcut cu artefactul magic din România? E ascuns la loc unde, sigur. Unde? Sabia, sabia! Draculas, vreau suflete! Sabiuța mea, artefactul magic din România, te-am găsit! Suntem doar noi doi pe lumea asta, Da, nu-l băga în seamă, îți vrea rău! Am vorbit cu sabia și-o zis că facem jumătate. Tu-mi dai jumătate din sabie... Niciodată! Pleacă de aici! E sabia mea! Pleacă de aici! Adu-s sabia! Eu iau sabia de aici. Am luat sabia. Da, să fiu să zi. Mănâncă suflete! Sabiuța, domnule Motan! Cred că nu ai dormit cât trebuie, că văd că ai nebunit o leacă. Bă, hai afară să vedem ce vrea lumea și... Hai afară, la zăpadă! Aia spun și-o domnului Motan. Bă, ce? Uite la... Bă, deschide... Wow! Bă! Titanul boxă cu armură din multivers! Bă, vampirașilor, s-a apăsat pe butonul de like dacă... Mamă! Bă, vampirașilor, s-a apăsat pe butonul de like dacă vreți să vedeți ce poate să facă Titanul boxă cu armură. Draculas, deja am făcut eu începutul la vampiraș, le-am prezentat Titanul boxă. Vezi, ți-am spus eu că voi crea o super armură în baza SCP. Vezi, până la urmă ormei tot sunt un motan deștept din baza SCP. Bravo, bă, domnului motan de știință! Bă, domnului motan, tu vezi cum arată Titanul boxă cu armură pe el? Da, bă, da. Mică nu-mi face o armură, domnule motan de știință. Spune-mi, armura mea unde-i? Unde-i armura? Unde-i armura? Vrei și tu o armură? Stai să mă gândesc. Da. Sună la numărul de telefon 07, n-ai armură. Ha-ha. Acum mă duc să așa. Vreau armură, dar să mă duc să sun repede. Bă, unde să sun că te-o păcălit? Doamne ferează. Da? 07, n-am armură? Da, eu sunt domnul motan. O armură, vă rog. Cum adică n-aveți armură? Păi, domnul Motan de știință mi-a sus aici. Cum adică m-a păcălit? Nu m-a păcălit. Și mi-a luat și minutele. Dă-te, unde ești? Unde ești? Domnule ce Motan? Ce face acolo, domnule Motan de știință? De ce mai e mințită? Aoleu, Draculas, dă-l de pe mine acum. Eu sunt un 3, țavan. 3, 2, 1, iahu! Bă, doamne, bă, lasă-mă cu prostiile voastre. Uite, mamă, și ce, ați făcut vreun plan? Ce plan avem astăzi?
Draculas, planul de astăzi este că o să atacăm direct schimbii de toaletele Apocalipsa Multiverse. Da, mă simt așa de puternic încât simt că putem să distrugem Apocalipsa schimbii de toaletelor Multiverse. Bă, ce? Sărim direct pe Apocalipsa? Putonului Mutant, tu ai auzit asta? Mă scuz, încercam să-l bat pe domnul Mutant niște Bă, dar lasă-l în pace, bă, lasă-l odată în pace, doamne. Tu ai auzit că vrea, Titanul boxă cu armură din multivers, vrea să atacăm direct Apocalipsa. Ia spune, fratele meu, domnule Mutant, te simți pregătit să facem treaba asta? Având în vedere aceste circunstanții și faptul că nu suntem pregătiți deloc, da cum să nu? Eu mă duc înainte, cu capul înainte, mă duc la bătaie în orice clip, în orice moment, în orice viață, în orice secundă, în orice an, în orice timp. Aia spun și eu, mamă! Și uite-l bă și pe Titanul Suprem, cameraman, ce șmecher arată! Bine băieți, haideți să mergem! Mamă, abia aștept vampirașilor! Eu împreună cu artefactul magic din pădurea înghețată din România, cu domnul Motan și cu Titanul Boxă cu armură din multivers, cu siguranță putem câștiga! Pune-l așa aici! Opa! Merit o vacanță, mă chinuiți prea mult! Bă, pune-l bă săracul! Bă, uite ce armură a construit, lasă-l că merită și el sărăcuț un loc în mașină. Mie nu mi-a dat armură. Păi ce armură să-ți dea? Stai să pun și sabia. Bun, am pus sabia în mașină, hai să mergem vampirașul. Bă, Draculas, bă. Da? Da? Dar tu de ce nu mi-ai zis cât s-a stricat casetofonul ăsta aici? Bă, mie mi s-a stricat mult, dar nu avem timp să-l construim înapoi, trebuie să... Da? A, da, nu avem timp, dar atunci lasă că o să devine un casetofon. Ce îngerii au demonilor! Aoleu! Nu! Stați, mă dor urechile! Draculas, mănâncă-i sufletul domnului Motan! Mamă, ce ai spus? Stai puțin, nu pot să fac asta! Bă, nu, n-ai auzit nimica. Hai să mergem vampirașilor să vedem dacă putem distruge Apocalipsa schimbii de toaletelor multivers. Iuhu, să mergem! La piratul Punga! Bă, domnule Motan, trezește-te! Sunt sape aici! Bă, trezește-te! Uite ce spune artefactul magic din România! Draculas, distruge sufletele! Uite, vezi, ajungem acum! Bă, trezește-te, domnule Motan! Fai de capul meu, bă, ce se întâmplă aici? Unde am ajuns? Bă, vreau acasă! Dă-te jos! Stai să iau sabia, Așa, forță! Așa... Bun, a luat sabia. Uitați, aici, domnule Motan, stai să-ți explic. Aici ține deschise Apocalipsa schimbii de toaletelor. Nu vine să cred, aici este baza schimbii de toaletelor. De aici pleacă cele mai abominabile schimbii de toalete din lume. Bă, nu mă așteptam să fie atât de rău aici. Mamă, bă, săracu Juan. E foarte rău, domnule Motan de știință. Uite, săracu Juan. Bă, Juan, am venit. Draculas, tu ești? Bă, stau și sufăr cu zilele să țin în portalul deschis. Uite-te la săracul Draculas Junior. Oh, nu, săracul Draculas Junior. Draculas, tu ești? Are nevoie de ajutor, oh, nu? Salutare, domnule Motan. Nu vrei să cred că ne vedem pentru prima oară și mă vezi așa în ipostaza asta? Bă, săraci, bă. Aoleu, bă, sumi milă de el. Hai să-i cruțăm suferința. Nu, bă, stai, bă, puțin. Bă, nu putem să-i facem asta. Tu dai seama dacă faci o chestie din asta, o să bubui toată planeta asta și-și dorește. Și trebuie să facem... Nu, bă, nu. Orice-i face, nu trage nei săraci. Stai să-mi pun armura. O să invoc cu această sabie, cu artefactul magic din România, cade zăpada pe ea și mă pun transformarea de Dracula cel de gheață. Bun, eu Dracula cel de gheață am venit astăzi să distrug Apocalipsa schimbii de toaletelor multivers. Juan, Dracula Junior, stați calm, sunt aici cu fratele meu, domnul Motan, și o să vă salvăm. Aoleu, bă, devii din ce în ce mai diabolic, Draculas. Veniți încoace să ne batem. Văd că ai venit, Draculas. Atât îți spun. Nu știu cât tupeu ați avut pe voi să veniți aici, în locul Apocalipsei schimbii de toaletelor multivers. Dar bine, o să ne batem până la moarte. Stați calmi! Sunteți cu Titanul Boxă cu armură evoluat! Trebuie să rezistăm și să distrugem Apocalipsa schimbii de toaletelor! Haide să ne batem! Bun, domnule Motan, ești pregătit să-i distrugem, să le mâncăm sufletele? Bă, crede-mă că în momentul ăsta nu știu cu cine îți maliez, ori cu tine, ori cu toaletele schimbii, că nu știu care e mai diabolic dintre voi. Domnule Motan, înțelege! Trebuie să înțelegi, dacă nu folosesc artefactul magic din România, nu putem distruge așa ceva. Bun, să mergem la atac! Atacați!
Auzeu, ce se întâmplă aici? Trebuie să le batem, domnule Motan. Schemenie, dop, 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 yes, yes. Vă atacați! Uite-l pe titanul boxă, ce puternic este! Titanul e boxă cu armură, bravo! Distruge-i! Bun, haide că putem să-i distrugem destul de bine. Atacați, nu renunțați acum. Trebuie să distrugem portalurile apocalipsei. N-aveți nicio șansă. Eu, bossul schimbitoaleta care nu vede, sunt noul stăpân al schimbitoaletelor multivers apocalipsa. Vă atacați și nu-l lăsați pe Draculas să ne distrugă. Hai, domnul Limotan, hai, distruge-l, dă-i în schimbitoaletele toaletele corupte și demonice. Distrugeți-l. Dă-le, dă-i, dă-i, domnule Motan. O să vă distrug pe toți. Aoleu, bă, ce urât. Distrugeți-l, dă-i. Bă, domnule Motan, domnule Motan, vezi, fiindcă n-am mâncat prea multe suflete cu sabia asta, încep să slăbesc. Bă, domnule Motan, uite ce bătaie ne luăm, nu. Bă, e prea puternic. Vină un coace schimbit de toalet. Ia de aici. Trebuie să-l ajutăm pe Draculas și pe domnul Motan. Eu, titanul boxă cu armură, o să distrug schimbii toaletele corupte. Luați de aici! Ua! Vă dau cu armele mele construite în baza CCP. Vampirașilor, trebuie să-l ajutăm pe Draculas să-l salvăm pe Juan și pe Dracula Junior. Atacați! Ua! Luați de aici! Fratele meu, cameramanule, titan suprem, ești pregătit? Bun, fratele meu, titanule suprem, cameraman, ești pregătit să ne luptăm aici ca frații? Da, frate, sunt pregătit, haide să distrugem toate toaletele. Vezi că ne atacă, dă-le, atacă-i, dă-le de aici, dă-le, atacă-i, atacă-i, luați de aici. Hai să-l ajutăm pe Draculas. Luați de aici, dați-i, atacați-i, hai că putem să-i distrugem, dar ce puternici vin dintr-una schipit de toalete din aceste portaluri. N-ați înțeles că nu puteți să mă distrugeți, Draculas, nu ești destul de puternic să distrugi apocalipsa schipit de toaletelor multivers. N-ai mâncat destule spiritii cu acea sabie, cu artefactul magic din pădurea înghețată din România. Știu, știu. Draculas, vreau suflete. Încerc. Știam eu că trebuia să mănânc mult mai multe suflete. Vino cu acest atac. Oh, nu, ce se întâmplă? Nu, m-a luat în zbor. Ce se întâmplă? Acum, Draculas, te voi băga printr-un portal unde vei avea de-a face cu schimbii din toaletele fantomă. Fără tine, echipa ta nu va putea să mă distrugă. Nu, nu, bă, domnule Motan, mă ridică, ce putere are! Aoleu, băieți, repede, slăbă! Trebuie să-l salvăm pe Dracula, ce vrea să facă cu el? O să-l duc acum în lumea coșmarurilor și a ororilor și stai să vezi, Dracula, ce înseamnă frica adevărată! O, nu, o, nu, mă duce în portalul lui! Domnule Motan, ține-mă! Domnule Motan, nu! Domnule Motan, nu!